Votul a fost politic și pe nedrept pentru România, a declarat ministrul de interne Lucian Bode, care a devoalat și un episod din negocierile care au avut loc la Viena între el și omologul austriac cu 2 săptămâni înaintea Consiliului Jai. În prezența colegilor mei din Ministerul Afacerilor Interne și a colegilor domniei sale, s-a ridicat în picioare la masă și a spus: Lucian, eu sunt un prieten al României și așa voi rămâne. Această poziție a mea nu este împotriva României, ci împotriva unui sistem care nu funcționează. Și dacă acest sistem nu funcționează, eu nu sunt de acord să fie extins. Ministrul Bode a mai spus că pentru repunerea subiectului pe ordinea de zi a Consiliului European sau a următorului Consiliu Jai e nevoie de unanimitatea statelor membre, iar cel mai devreme s-ar putea discuta în martie 2023. Dar între timp continuă discuțiile bilaterale româno-austriece în speranța găsirii unui acord. Ceva nu a funcționat, spune Marcel Ciolacu, care e de părere că, dincolo de jocul Austriei și Olandei, strategia părții române a avut unele scăpări și chiar o abordare greșită atunci când a acceptat ca România să fie votată la pachet cu Bulgaria. Ciolacu atrage atenția că România poate și ea adopta strategia Austriei. Dacă tu ai folosit un drept de veto nejustificat, atunci nu te aștepta, de exemplu, când Austria solicită să aibă șefia OSCE-ului, ca România să nu folosească același drept de veto. USR și Forța Dreptei cer demisii pentru eșecul dosarului Schengen. Venim din nou cu o moțiune contra ministrului de interne să plătească cine este responsabil. Responsabilul principal este la Cotroceni, șeful diplomației și politici externe a României, Klaus Iohannis, care s-a ascuns, care n-are timp să vină în fața Parlamentului, în fața poporului să dea explicații, ci postează mesaje pe Facebook. În timp ce România caută drumul de urmat, se înmulțesc mesajele de susținere. Ambasadoarea Franței în România a ținut să precizeze că Hexagonul va fi în continuare partenerul țării noastre. C'était un soutien que nous avons accordé à l'État roumain depuis des mois, mais qui a été exprimé par le président de la République, celui-là même qui va aller au Conseil européen de mercredi, de jeudi et de vendredi. Aderarea României la Schengen nu este pe ordinea de zi la Consiliul European de joi și vineri de la Bruxelles sau a unui alt Consiliu extraordinar Jai.